Priviți ce e aici. De jur împrejurul Coloseumului, asta găsim. I-a învârtit, i-a fraierit cum a vrut el. Asta după ce i-a luat cu frumosul. O să discutăm și despre oamenii străzii, pentru că... Scuza, o să sapere cum se cheamă al film? Il Gatto Pardo. Il Gatto Pardo? Di dove sei tu? La România. Il Leopardo. Il Leopardo, ok. Un alt lucru la care trebuie să aveți mare grijă în momentul în care ajungeți în Roma sunt hoții de buzunare, pentru că... Da, aici se fură în prostie. Omul are și un bilet în mână ca să pară că el călătorește. Poliția îi dă afară, ei revin și tot așa. Bine ați venit în Roma. Asta e. Salutare, prieteni, și bine ați revenit în Roma, o destinație populară printre turiștii din întreaga lume, oferind o multitudine de atracții culturale, istorice. Nu are rost să mai discutăm despre bucătărie, peisaje frumoase. Din păcate, odată cu numărul mare de turiști, crește și numărul de excrocherii, capcane turistice. Ei bine, despre asta o să discutăm în clipul de astăzi. Priviți cât de frumos se vede Coloseumul de aici. Acolo jos avem o mare de oameni, doar că și astăzi este foarte cald, sunt 41 de grade. Am fost nevoit să-mi iau șapca pentru că zilele trecute cred că am făcut insolație. Așa zici și excroci sau persoane care încearcă să profite de pe urma turiștilor sunt peste tot în Roma, dar cei mai mulți pot fi găsiți în punctele turistice fierbinți și pot profita de vizitatori într-o varietate de moduri, de la mărfuri vândute la suprapreț, la bilete false, până la hoții de buzunare. Pentru astăzi am pregătit o listă cu 11 astfel de excrocherii, în speranța că vă pot fi de folos în cazul unei vizite aici în Roma, iar dacă nu aveți de gând să veniți aici, le puteți lua ca pe niște simple curiozități sau, de ce nu, să fiți atenți, pentru că aceste lucruri pot fi puse în practică și în orașul vostru. Vom începe cu vânzătorii stradali. Pe cât de inofensivi par, să știți că nu este deloc așa, pot deveni foarte, foarte agresivi, iar situația poate degenera foarte, foarte repede. Acolo unde avem atracții turistice de top, sunt și ei, nu mă refer la aceștia care vă vând pălării, umbreluțe. Din câte știu, aceștia nu sunt atât de nesimțiți, pentru că acesta este termenul. Pe lângă asta, nu vreau să generalizez, nu toți sunt așa. De exemplu, oamenii care îți vând apă cu un euro. Dacă vrei, cumperi, dacă nu, nu. Știu că este ilegal ceea ce fac, dar cel puțin nu te deranjează. Nu încearcă să-ți vândă produsul cu forța. Nu pot spune același lucru și despre restul persoanelor, mai ales cei care vor să îți vândă acele brățări ale prieteniei, cum le numesc ei. Acest tip de excroci în general oferă suveniruri, flori, brățări. Așa este dintotdeauna, acolo unde sunt foarte, foarte mulți turiști și excrocii sunt peste tot, pentru că au o pâine de mâncat. Vi se pare normal atâta mizerie și bătaie de joc lângă o adevărată comoară peste tot? Gunoaie, mizerie, hoți de buzunare, șobolani, din nou mizerie. Priviți ce e aici. De jur împrejurul Coloseumului, asta găsim. Vi se pare normal? Nu, nu. Vlogging. Ia, priviți. Trebuie mare atenție pe aceste scări, pentru că aluneci imediat. Doamna din fața mea tocmai a căzut. Trebuie mare atenție. Să știți că aceste persoane care vând apă pe stradă nu le-aș încadra în aceeași categorie. Nu aș vrea să-i numesc excroci. Știu că este ilegal ceea ce fac și nu recomand acest lucru, dar nu i-aș încadra acolo, pentru că nu sunt agresivi, nu încearcă să îți vândă nimic cu forța. Omul îți cere
Un euro pe o sticlă de apă, bine, ei o cumpără cu 50 de cenți din supermarket, dar nicăieri în zonele turistice nu găsești să cumpere o sticlă mică cu apă cu mai puțin de 2 euro. Așa că încearcă să profite de această situație. În astfel de situații trebuie să fiți foarte atenți ca sticla cu apă să fie sigilată. Și rece, bineînțeles, dar marea majoritate sunt înghețate pentru că așa rezistă cât mai mult apa. Foarte frumoasă această zonă, nimic de zis, cu toții o știm, un loc care merită vizitat. Mai complicat cu intrarea în interior, pentru că va trebui să stai minute bune, dacă nu ore, în unele cazuri la coadă. Nu recomand să faceți asta în luna august, în lunile de vară mai exact, pentru că temperaturile sunt foarte, foarte ridicate. Ne-am retras puțin prin spatele blocului pentru că pur și simplu nu reușesc să mai respiri. La umbră este cât de cât bine. În momentul în care ajungi la soare este complicat. Mizerie peste tot. Parcă nu-mi vine să cred, dar eu nu cunosc această realitate a Romei. O să discutăm și despre oamenii străzii, pentru că și aceasta este o problemă destul de mare, zic eu, pe care o are Roma. Dar vom face acest lucru într-un clip separat. Ne aflăm tot în centrul Romei. O parte dintre voi poate că știți, pentru unii poate că este o noutate, dar aceasta este latura ascunsă a Romei, din păcate. Mizerie, priviți cum este aici, iar la 2 metri avem mese, oamenii mănâncă, restaurant, foarte, foarte mulți turiști. Foarte mare atenție la aceste lucruri, pentru că în 90% din cazuri sunt contrafăcute, plătiți foarte mult pe aceste obiecte, care de obicei costă între 50 de cenți, 1 euro. La prima vedere ați crede că aceste lucruri sunt ieftine. Toată lumea se gândește că în momentul în care cumpără ceva de la acești vânzători ambulanți de pe stradă, lucrurile sunt mai ieftine, dar nu este deloc așa. De obicei cumpără aceste produse cu 50 de cenți și le vinde cu 2-3 euro. Așa funcționează. Acesta este unul din motivele pentru care ei sunt poziționați în punctele cheie din oraș, acolo unde sunt atracțiile turistice de top. În momentul în care vă depărtați de zonele turistice, să știți că găsiți aproape orice suvenir la 1 euro. Fiecare fontanelă are o coadă în spate. În Roma, o înșelătorie comună implică pe cineva care se apropie de tine pe stradă sau într-un loc aglomerat și îți cere o semnătură pentru o petiție. Atenție la petițiile care spun că susțin o cauză de caritate sau politică. În 80% din cauze nu este așa, iar după semnarea petiției, persoana în cauză îți va cere o sumă de bani, o donație, iar banii vor ajunge în buzunarul escrocului. Bine, eu știu că majoritatea dintre voi știu să facă diferența între o strângere de fonduri falsă și una reală, dar ați fi surprinși să aflați cât de multe persoane nu reușesc acest lucru și donează pur și simplu banii escrocilor. Înainte de a face o donație, trebuie să verificați foarte bine acea strângere de fonduri și stați fără griji, pentru că și escrocii au legitimații în jurul gâtului. Va trebui să săpați mai adânc, nu să vă uitați doar la o legitimație. O altă escrocherie întâlnită în Roma este cea în care implică acele persoane care se dau drept gladiatori. Aceste persoane sunt întâlnite pe lângă Coloseum, Forum Roman, Panteon. Ele de obicei vin să facă o poză cu tine, dacă nu îți sugerează să faci o poză ținând în mână sabia sau scutul lor. Bineînțeles, îți vor cere bani pe acele poze, iar dacă nu vrei să-i plătești, vor deveni foarte agresivi. Din punctul meu de vedere, aici intervine principala problemă în momentul în care ei devin agresivi, mai ales în cazul în care ai obținut acel serviciu mai mult forțat, ai fost forțat să faci acele poze și nu văd corect acest lucru, dar așa funcționează aici în Roma și nu numai, bănuiesc, peste tot. Adevărații gladiatori din Roma antică erau profesioniști pricepuți care urmau reglementări stricte în ceea ce privește ținuta și armamentul lor. Gladiatorii de stradă ai Romei de astăzi sunt doar niște excroci care caută să profite de turiștii naivi. Lux și opulență în această zonă. Ne aflăm pe Via del Corso, foarte multe magazine de lux, bineînțeles, cu prețuri pe măsură.
Un alt lucru la care trebuie să fiți foarte atenți atunci când ajungeți în Roma, mai ales dacă sunteți pentru prima dată aici, sunt biletele false, pentru că sunt foarte mulți indivizi care caută să vă vândă bilete false la atracțiile de top din oraș. O statistică arată că cele mai multe bilete contrafăcute sunt vândute către Coloseu, muzeele Vaticanului și Capela Sixtină. Excrocii operează în jurul monumentelor către care vă vând biletul și vă oferă reduceri foarte, foarte mari, astfel încât ofertele lor să fie de nerefuzat, doar că în momentul în care mergi la intrare cu acele bilete, nu ești primit. Afli că ai fost țepuit, iar în acel moment pur și simplu nu ai ce să mai faci. Pentru a evita astfel de înșelătorii, cumpărați bilete numai din surse autorizate, cum ar fi site-ul web al atracției pe care doriți să o vizitați, de la casa de bilete sau de la distribuitorii autorizați. Există o regulă sfântă de care nu trebuie să uitați: de fiecare dată când ceva pare prea frumos să fie adevărat, să știți că 100% este o mare țeapă. Am găsit castane, am ajuns în Piața Spaniei. Chiar dacă poliția este peste tot, acest tip de excroci operează chiar și lângă ei. Nu înțeleg cum reușesc, pentru că, după părerea mea, aceleași persoane vin zi de zi în același loc. Polițiștii îi cunosc, nu are cum să nu îi recunoască. Nu înțeleg de ce îi lasă să desfășoare astfel de activități. Schema cu trandafirul este veche, o întâlnim și la noi în România, dar încă prinde, încă prinde, pentru că sunt astfel de persoane peste tot. Dacă tot vorbim de lucruri false, haideți să discutăm puțin și despre excrocheria cu bani falși. Acest tip de excrocherie este foarte vechi, cred că este de aceeași vârstă cu Roma și totuși funcționează și în ziua de astăzi, dacă vă vine să credeți sau nu. Am să vă explic foarte pe scurt pentru a înțelege cum funcționează. Turistul merge la o casă de schimb valutar, acolo găsește un curs nefavorabil, după care, în momentul în care el pleacă, intervine omul nostru care îi oferă un curs de nerefuzat, doar că dacă acceptă sau dacă accepți tranzacția, în momentul în care vrei să plătești, vrei să cumperi ceva cu acei bani, o să ai parte de o mare, mare surpriză. Haideți să urcăm puțin pe aceste trepte, dacă tot am ajuns până aici. Mergem acolo sus pentru a vedea cum se vede priveliștea de acolo. Nu cred că are rost să vă mai zic cum să evitați acest tip de excrocherie. Pur și simplu schimbați în locuri autorizate, schimbați în interiorul băncii sau la casele de schimb valutar care vă oferă un curs favorabil sau cât de cât decent, și nu schimbați în aeroporturi. În aeroport pur și simplu este o bătaie de joc, pierdeți foarte, foarte mulți bani. Acolo avem o biserică, mai sunt câteva trepte de urcat, dar și de aici se vede foarte frumos. Nu sunt atât de multe persoane astăzi. Zilele trecute era arhiplin, astăzi este vineri. Bine, bănuiesc că foarte multe persoane aleg să meargă la mare. Ia breviții și aici, pentru că poliția nu urcă pe aceste trepte. Este locul lor preferat. Brățările magice, brățările prieteniei. Întotdeauna ei sunt prietenoși. La prima vedere sunt oameni de treabă. Când să plece, îi cere bani pe brățară. Îl lasă să plece, după care strigă după el. Foarte mulți ați crede că încearcă și ei să supraviețuiască. Da, poate fi văzută și așa, dar eu cred că acest lucru poate fi făcut și într-un mod corect. Nu trebuie să devii agresiv în momentul în care vezi că lucrurile nu merg cum vrei tu. Nu trebuie să încerci să înșeli omul, pentru că te face la bani. Pe scurt, cam aici se rezumă totul. Nu vine vorba că pentru o brățară de 20-50 de cenți tu plătești 2-3 euro, plătești mai mult. Tipii pe care îi vedeți acum în imagini, cred că au plătit în jur de 30 de euro pentru două brățări. I-a învârtit, i-a fraierit cum a vrut el. Asta după ce i-a luat cu frumosul. Feriți-vă de acești oameni, evitați-i. Pentru că în momentul în care tu nu intri în contact cu ei, nu le răspunzi, nu vin după tine, nu au nicio treabă cu tine. În momentul în care încerci să discuți cu ei, vor încerca să profite la maxim. Taximetriștii pur și simplu nu aveau cum să lipsească din această listă. Turiștii din Roma sunt adesea vizați de excrocii care se prefac a fi șoferi de taxi și îi taxează excesiv. Așa că în momentul în care vine vorba de taxi în Roma, rămâneți la serviciile autorizate. Folosiți Uber sau alt tip de aplicație, pentru că pe lângă faptul că
Taxiul este foarte scump aici în Roma. Dacă mai dați și peste acești excroci, o să vă coste triplu. Am dat peste un film de epocă. Puțin mai în față este platoul de filmare. În această biserică se filmează. Printre toți acești actori avem și câte un cercetător. Foarte plăcut. Am făcut o călătorie în timp, în anii 60 mai exact. Scuza, poți să sapere cum se cheamă al film? Il Gatto Pardo. Il Gatto Pardo? Di dove sei tu? Da Romania. Il Leopardo. Il Leopardo, ok, grazie mille. È un libro italiano di 200 anni fa. Ah, ho capito. C'è stato anche un film. Quindi un film storico, diciamo. Sì, un film famoso. C'è stato un film famosissimo con Alain Delon. Ah, anche 60 anni fa. Ah, ho capito. Ah, questo sì, è un remake fiction. Uscirà Netflix, l'anno prossimo, Netflix. Penso. Ah, su Netflix. Uscirà l'anno prossimo? Sì. Ok. Grazie mille. Ciao. Foarte frumos, doar că trebuie să mergem mai departe. Va trebui să terminăm clipul. Să știți că și restaurantele profită de pe urma turiștilor. Știu, acest lucru se întâmplă peste tot, dar aici parcă totul este mult mai accentuat. Cel puțin din punctul meu de vedere. Bine, dacă ai buget nelimitat și nu te interesează cât cheltui într-o vacanță, atunci această parte nu este pentru tine, dar dacă ții cât de cât la banii tăi, atunci înainte de a comanda într-un restaurant, mai ales în zonele super aglomerate, super turistice din centrul Romei, este foarte important să citești cu atenție meniul. În caz contrar, atunci când îți vine nota de plată, o să ai parte de mari surprize și nu exagerez. Foarte important este să cereți meniul obișnuit, meniul normal, nu meniul pentru turiști, pentru că, da, în unele locuri prețurile pentru turiști sunt mai mari. Există meniuri diferite, dacă vă vine să credeți sau nu. Am revizit din acest smart, au început să iasă crenguțe. Ne aflăm tot pe Via del Corso, dar suntem paralel cu strada, pentru că în momentul în care te depărtezi de acea stradă, o să dai peste foarte multe restaurante. Dacă ați văzut clipul trecut, ați văzut că am mâncat chiar lângă Colosseum, dar surprinzător, acolo prețurile sunt mai mici, o porție de paste, o porție de carbonara, acolo costă 8 euro, iar aici pe Via del Corso costă 12 euro. Diferența este foarte mare din punctul meu de vedere și distanța între cele două locuri este mică, relativ mică, chiar dacă prețurile sunt afișate pe aceste meniuri la intrare, să știți că prețurile finale nu vor fi aceleași. Motiv pentru care este bine să întrebi persoana care vine să îți ia comanda dacă la final vei fi taxat și pentru alte servicii care nu sunt incluse în meniu, pentru că aici vei plăti și scaunul, da, ai auzit bine, în marea majoritate a restaurantelor din Roma o să plătești locul la masă, undeva la 2 euro, 1,50 euro, depinde de restaurant. De obicei au taxe fixe pe care evit să le treacă în meniu. Atenție, nu vorbim despre taxa de servire. De obicei, taxa de servire este trecută în meniu, undeva în josul meniului, scris foarte mic, plus 10%, plus 5%, depinde de restaurant. De obicei, în momentul în care începi să pui astfel de întrebări, în momentul în care ceri meniul pentru localnici, nu cel pentru turiști, lucrurile se schimbă. Oamenii își dau seama că ești atent și cunoști dedesubturile, iar șansele de a fi țepuit sunt mult mai mici. Bine, oricum prețurile în această zonă sunt foarte mari în comparație cu alte zone din Roma, dar este normal, ne aflăm în unul dintre cele mai vizitate orașe din lume. Când vii într-un astfel de loc, te aștepți să plătești mai mult, așa că dacă nu vrei să plătești în plus, trebuie să fii atent la aceste detalii, dar, repet, dacă acest lucru nu te interesează, te așezi la masă, mănânci și asta este. Foarte mulți artiști aici, în această zonă, îți fac portretul, caricaturi. Această zonă, această piață, Piața Navona, este renumită pentru așa ceva. Atenție mare la poliția falsă, pentru că și aici sunt indivizi care se dau drept polițiști doar pentru a-ți fura lucrurile din geantă. În momentul în care vin spre tine, aceștia sunt câte doi, pentru că de obicei lucrează în perechi pentru un efect suplimentar de încredere.
în momentul în care vin să-ți controleze geanta, te abordează cu pretextul cum că ei fac un control de rutină, vă vor pune să deschideți geanta, vă vor cere pașaportul, portofelul. Atunci când cineva îți cere portofelul, ar trebui să-ți dea de gândit, pentru că nimeni nu are dreptul să-ți ceară portofelul. Sunt foarte multe baruri în această zonă, avem și porchetă. Poate într-o zi vom face un clip și despre celebra porchetă din Italia, pentru că este renumită în întreaga lume. Ce spuneți, v-ar interesa un astfel de clip? Eu zic că ar fi destul de interesant, dar vreau să aud și părerile voastre, așa că nu ezitați să le lăsați mai jos în comentarii. Sunt și foarte multe zone frumoase, dacă este să facem abstracție de gunoi, de mizeria pe care oamenii, turiștii o lasă în urmă. Acesta este unul dintre riscurile la care te expui atunci când ai atât de mulți turiști în fiecare zi, chiar dacă autoritățile strâng din gunoaie, eu așa cred, sper să facă asta, nu reușesc să facă față, cu toate că în alte țări se poate, aici se pare că nu. Un alt lucru la care trebuie să aveți mare grijă în momentul în care ajungeți în Roma sunt hoții de buzunare, pentru că da, aici se fură în prostie. Mă gândesc să fac un clip separat în care să vorbesc despre aceste lucruri, pentru că sunt foarte multe de spus. Astăzi o să discutăm pe scurt doar despre autobuzul 64, pentru că această rută este cea mai frecventată de către hoții de buzunare, nu metroul. Nu știu de ce majoritatea hoților de buzunare au ales această rută. Autobuzul pleacă de aici, din gara Termini, și merge până în Vatican, în piața San Pietro mai exact. Acest autobuz este foarte aglomerat, acesta cred că este unul dintre motivele pentru care hoții aleg acest autobuz. Să știți că în Asia nu am avut probleme de acest fel, dar în momentul în care am ajuns în Europa, trebuie să fii atent la geantă, trebuie să fii atent la rucsac. Aici, în momentul în care ai urcat în autobuz sau în metrou, rucsacul trebuie să-l ții în față, nu-l mai ții în spate ca în alte țări din afara Uniunii Europene. Foarte mulți copii, foarte multe persoane însărcinate practică această meserie, pentru că unii dintre ei așa susțin că este o meserie, spun că aceasta este munca lor. Ultimul tip de escrocherie despre care vreau să discutăm are loc aici, în gara din Termini. De fapt, are loc în toate gările din Italia. Totul se petrece aici. Oamenii încearcă să-și cumpere bilete și sunt așa ziși binevoitori care vor să te ajute. Sunt persoane care stau de dimineață până seara în gară, în căutarea persoanelor mai vulnerabile. Iar atunci când văd un turist ceva mai dezorientat, îi sară în ajutor, îl ajută să cumpere bilet. Bineînțeles, în gară găsești persoane autorizate care te ajută pe gratis. Într-adevăr, aceștia te ajută să-ți cumperi un bilet, iar la final, dacă vrei să le dai ceva, le dai, dacă nu, nu. Ei o să ceară un euro, doi. Problema este că acești indivizi acționează în gașcă, iar atunci când este înghesuială, o să-ți ia tot din buzunare sau din geantă, așa că aveți mare grijă. Eu recomand aplicația lor, pentru că Trenitalia are o aplicație care funcționează foarte bine, puteți să vă cumpărați fără probleme biletul de acolo. Dacă nu, aceste automate de unde puteți cumpăra biletele sunt foarte, foarte simplu de folosit. Alegeți limba. Vă spune să fiți atenți la persoanele care vă fură din buzunare. Selectați, vă cumpărați bilet, vă alegeți destinația, să spunem Milano Centrale. Doar dus, continua. Am lăsat data de astăzi, ora 18, și sunt cam scumpe biletele. Nu mergeți cu Trenitalia, folosiți Italo pentru destinații mai lungi, 100-130-100 de euro. Mi se pare puțin cam mult, nu mai știu care sunt prețurile acum. Ați selectat ora, înainte plătiți cu carta de credit sau cash și cam asta este. Ele sunt foarte simplu de folosit, înțeleg că pentru unele persoane este ceva mai dificil, pentru asta există personal autorizat care să vă ajute 24 din 24 pe gratis. Și domnul este binevoitor, îți sare în ajutor atunci când ai nevoie, îți sare în ajutor
chiar dacă nu ai nevoie, omul are și un bilet în mână ca să pară că el călătorește, s-a oprit doar așa întâmplător să te ajute, nu că ar sta aici de azi dimineață. Poliția îi dă afară, ei revin și tot așa. Bine ați venit în Roma, asta e. Acum îi cere un euro 2. Ca să înțelegeți, doamna nu vorbește deloc cu el. Haideți că i-a dat până la urmă. Bine, acum polițistul îi cunoaște pe toți. A venit la mine și mi-a zis că pe el să nu-l filmez. În rest, pot să filmez orice, doar să nu-l filmez pe el. Din câte am văzut, vorbește cu toată lumea. El încearcă, îi dă afară, dar oamenii revin. Pe lângă asta, încă mai sunt cei care vin să spună că mai au nevoie de un euro pentru a-și cumpăra un bilet. Încă mai funcționează această extrocherie. Nu-mi vine să cred, dar sunt oameni care încă mai cred. Cam atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest clip cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că ne ajută foarte, foarte mult. Până data viitoare, numai bine!